de a intra în, efectiv în lucrările ședinței, permiteți-mi, vă rog, să prezentăm și invitații participanții la această ședință, în afara consilierilor locali și a doamnei primar. Atât cât cunosc eu pe domnul Marius Gheorghiță, fostul dumneavoastră primar și actual vicepreședinte al Consiliului Județean, și vă puteți mândri că, din rândurile dumneavoastră, aveți un astfel de reprezentant la nivelul instituției Consiliului Județean Bacău. Invit aici, vă rog frumos. Și cu siguranță avem invitați reprezentanții partidelor politice, da? Domnul Murelescu, vicepreședinte al de Bacău. Suntem mândri de dânsul și domnul onoratul de la PSD. Da, reprezentant zonal PSD Bacău. Mulțumim. Și așteptăm să mai vin. Mai așteptați invitați? Mai așteptați să ajung până la sfârșitul ședinței. Să sperăm, să sperăm. Da, vreau ajunge. Da. Acestea fiind spuse, îl invit aici să preia conducerea lucrărilor ședinței de astăzi pe decanul de vârstă dintre consilierii locali. Alex, am vreo idee. Da, dumneavoastră. Da, aici, acolo. Poate să stea lângă mine, poate să stea așa. Deci, ca să fie aici, de la cameră. Domnul Tegena Dănicu. Dânsul va fi asistat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, da? Da, pe Tegena Dănicu și Sfântarul Daniel. Veniți aici, pe primele două scaune. Dar pentru mai multă operativitate aș propune, dacă suntem de acord, ca lucrările să ne... Da, lucrările ședinței sunt conduse de președintele de ședință, dar voi parcurge eu procedura, da, ca să fim mai operativi. Dar nici am lasă, domnule președinte. Lista de prezență, doamna mai acceptată. Acum, prezent, convocat, comunicarea și în spate este lista de prezentări. Este domnul Dorboș Vincențiu Valentin, motivat, este plecat, da, în interesul serviciului în străinătate. Eu vă face prezența ca să știu dacă avem vorul pentru această ședință. Adam Michi, PNL. Domnul Alexe Ambrozie, PNL. Prezent. Domnul Balint Eugen Alde. Prezent. Domnul Bejenaru Nicu, PNL. Prezent. Domnul Bodea Gheorghe Alde. Prezent. Domnul Bortoc Gabriel, PNL. Prezent. Doamna Bortoș Gabriela Alde. Prezent. Doamna Butucaru Daniela, PNL. Medina, da? Domnul Dorboș Valentin, PSD. Prezent. Domnul Dorboș Vincențiu Florin, care lipsește motivat. Domnul Lenghe Mihai Emil. Prezent. Domnul Tripan Daniel Alde, și aveți și domnul Lenghe. Și domnul Ungru Viorel, de la PSD. Din totalul consilierilor aleși, în număr de 13, sunt prezenți 12, ceea ce înseamnă mai mult de două treimi, situație în care ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările.